Am revenit, dragi prieteni, am revenit un administrator public, așadar am păstrat pentru ultima parte a emisiunii un subiect de maximă actualitate, un subiect care și emisiunea trecută a stârnit un val de controverse, de discuții pro sau contra, de păreri care mai de care mai inspirate sau mai puțin inspirate. 0334 405 708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a vă aduce în a face cunoscut, să zicem, punctul dumneavoastră de vedere legat de fluidizarea traficului în orașul Stațiunea Târgu Ocna. Au fost foarte multe comentarii și vor mai fi. Nu se opresc aici. Da, un subiect de mare actualitate și până la urmă instituțiile statului, și aici mă refer la Compania Națională de Drumuri, prin departamentele din județene și Poliția Orașului și administrația, a încercat să găsească o soluție de fluidizare a traficului din zona centrală. Dar iată că atunci când faci ceva, clar nu reușești să mulțumești pe toată lumea, să spun așa. Și apariția primului semn de oprire interzisă într-un spațiu acolo, în fața unui supermarket, a creat un Nu-i dăm disconfort numele, vă rog. total, a creat un disconfort total. El practic era o primă etapă din fluidizarea întregii zone. După care S-a oprit și s-a gata. oprit, nu, s-a montat încă un sens unic pe o arteră principală. Acolo e un subiect sensibil pentru că Târgu Ocna, așa cum e ea aranjată, are o singură legătură centrală între șoseaua principală Costache Negri și Bulevardul Republicii cu șoseaua paralelă, strada Capitan Bușilă. Și în zona centrală există doar o singură bretea. O bretea destul de aglomerată, o bretea cu două sensuri, dar de fiecare dată pe marginea carosabilului sunt parcate mașini a târgocnenilor pentru cumpărături, pentru diverse activități care le fac ei în acea zonă. Și s-a încercat fluidizarea traficului. A fost o întâlnire cu agenții economici din Târgu Ocna, implicați în activitatea de comerț de acolo, cu taximetriștii, cu primăria, cu poliția, cu cei de la drumuri naționale și s-a conturat o idee. Așa Între e. timp lucrurile s-au schimbat, a apărut acel sens unic dinspre Capitan Bușilă, înspre zona centrală și aici pe bună dreptate, cu tot felul de discuții. A apărut și o petiție online în care mulți din Târgu Ocna și-au exprimat nemulțumirea, și-au exprimat puncte de vedere. Au fost discuții și în Consiliul Local săptămâna trecută, în ședința de Consiliu, și consilierii locali au încercat să găsească soluții. E un subiect deschis, Sensibil. sensibil, acolo. Cred că situația se va rezolva numai la nivel macro, adică tratând de la hotelul Măgura până La din zona ieșirea centrală, din până la ieșirea spre Slănic pe strada 1 Mai și cu o zonă de regândire a trecerilor de pietoni, cu apariția unui semafor, probabil și a unui sens giratoriu pe undeva, da. acolo la intersecția cu strada 1 Mai, pentru că numai specialiștii pot să dea o soluție viabilă și o soluție pe care va crea cel mai puțin disconfort. Pentru că acum, dacă sensul unic este acum dinspre Capitan Bușilă, sau cum se cheamă, lezați toți cei care doresc să intre. Dacă ar fi schimbat, la fel ar fi pentru cei care doresc să iese. Propunerea și în Consiliu a fost ca să se regândească cu un obligatoriu la stânga și un obligatoriu la dreapta ca să nu mai creezi blocajul, adică mașina să apară în intersecție. Cel care vrea să vireze spre Onești acum și iese, așteaptă până când se fluidizează traficul, cel care vine dinspre strada Costache Negri sau dinspre Bulevardul Republicii așteaptă să intre în acea străduță, va apărea acolo și un sens, o oprire interzisă pe partea cu magazinele, pentru că avem o parcare pe partea stângă. Încercăm să punem la dispoziție curtea edificiului Casa Borisov până când ea va intra în procesul de Renovare, da. reorganizare și renovare ca să devină o mini parcare pentru ca cei care au
parcarea de domiciliu la blocul A11 să își parcheze mașinile acolo. Încercăm să finalizăm și parcarea de la piață ca să fie ca o alternativă pentru cei care vin să facă cumpărături în zona centrală. E un subiect pe care încă îl discutăm. Și poliția și cei de la Drumul Național nu au o soluție. Dar cred că nimeni nu are o soluție. Nimeni nu are o soluție și încercăm să mulțumim pe cât mai mulți prin deciziile care se vor lua. Nu noi luăm deciziile le vor lua toți specialiștii și aici sunt cei care participă și fluidizează, specialiștii de la Drumul Național, cei de la Poliția Rutieră și ei acum încearcă să găsească varianta optimă. Știți cum e? Foarte mult sunt de părere, sau mă rog, foarte mulți, o parte, să fiu corectă, sunt de părere că ar trebui să mai luați din trotuare. Doamne, prea mari sunt trotuarele, zic șoferii. E o discuție și aici. Pietonii sunt de părere, doamne, stau și eu cu soția, cu copilul, căruciorul, merg și eu liniștit pe trotuar. Așa cum este amplasată zona centrală, ești condiționat un pic și de retragerea acestor trotuare. E o propunere, e o idee. Prin modernizarea care am făcut-o noi acolo în zona centrală, am făcut două locuri de parcare și pe laterala din strada 9 Mai și pe fața, în zona străzii Bulevardul Republicii. Avem și zona de taxiuri special amenajată ca să nu interfereze cu celelalte autoturisme. Acum și numărul lor a crescut și practic este neîncăpătoare. Urma să vă zic că nu e suficient numărul, că ați văzut. Nu e suficient. Știți cum e? Nu v-ați aștepta să aveți atât de multe solicitări? Sunt astăzi 38 de destul de multișoare autoturisme care fac taximetrie în Târgocna. Cu diverse societăți comerciale, la zi, cu taxe plătite. Suntem în permanență discuție cu ei, au fost înțelegători. Un nou obiectiv care va apărea între unul va fi și autogara, un investitor, un operator de transport. Un operator de transport va veni să investească acolo și atunci când și în autogară vor fi făcute investiții și va deveni un pol de plecare sau de sosire și automat taximetriștii cu siguranță se vor duce acolo să ocupe un spațiu pentru că până la urmă trebuie să preiei cel care dorește să meargă cu taxiul. Și în zona gării Salina amenajăm parcarea, o asfaltăm, o pregătim acum și iarăși va deveni o zonă atractivă. Încercăm să găsim, să mulțumim pe cât mai mulți. Nu știu care ar fi soluția. Probabil că să apelați la specialiști care să se ocupe cu sisteme de decongestionare sau idei, planuri, proiecte de decongestionare a traficului, de fluidizare a lui, cred că e cea mai bună soluție pentru că oricum ce veți face, părerea mea, veți nemulțumi pe cineva. Asta este clar. Întotdeauna deciziile uneori nemulțumesc pe un eșantion. Am discutat și cu agenții economici care au activitate acolo de comerț să găsească o soluție să mai deschidă o cale alternativă, nu știu, prin spatele magazinelor, dacă pot să mai facă încă o intrare. Pentru că, până la urmă, vedeți, trebuie să găsim varianta optimă. Și cel care vine la cumpărături ajunge cu autoturismul, încearcă să facă să se deplaseze cât mai puțin ducând sacoșele cu produse și cel care desface acolo o marfă este interesat să vândă, să aibă rulaje, trebuie să găsim un optim. Pentru că până la urmă toată lumea, știți cum e, din păcate, așa cum este așezat geografic, vorbesc Târgocna, deocamdată nu aveți soluții viabile pentru realizarea unei șosele de centură. Vedeți, așa șosele este și vedeți ocolitoare. Că și localități mari, localități în care aceste procese au început mult mai devreme. Cu siguranță atunci când au gândit să facă sensuri unice și aici putem da exemple și de stațiuni turistice și de mari orașe, cu siguranță acolo au nemulțumit cetățenii, dar facem efort împreună cu celelalte instituții să găsim o soluție optimă. Asta este mesajul pe care pot eu să-l spun acum și nu avem niciun interes ca să lezăm un drept a cuiva sau să ne-am gândit sau s-a gândit cineva să obstrucționeze, să pună ceva acolo ca să nu funcționeze. Și e de vreme să vă întreb acum, știți că fiind pe final pe emisiune, am întrebat și pe primarul de Onești, vă întreb și pe dumneavoastră, nu cred că o să vină frigul sau zăpada, dar dacă vine, suntem pregătiți?
Pentru că temperaturile arată că se mai încălzește vremea, dar uitați, zilele acestea au fost temperaturi... Oricând ne putem trezi cu un polei. Adică la Ciobănuș, în zona noastră, a nins. Adică da. Despre ce vorbim? Cele două companii din subordinea Consiliului Local sunt pregătite sau acum se pregătesc pentru sezonul rece. Ne aprovizionăm cu material antiderapant, ne pregătim cu tot ce înseamnă unelte și mini-utilaje. De asemenea, suntem în faza de a face contractele cu operatori economici pentru a asigura fluidizarea traficului și descongestionarea zăpezii, dacă va apărea. Să combatem poleiul cu tot ce înseamnă material antiderapant, sare, nisip. Contractele s-au făcut probabil cu societățile. Contractele sunt în derulare. De fiecare dată noi nu am avut niște contracte din alea care a nins, nu a nins, a plouat, nu a plouat, contractul s-a derulat. Adică și banii s-au dat. Asta ca și implicită treaba. Variantă implicită, nu. Noi avem contracte semnate în anii precedenți, le-am avut semnate cu comandă atunci când a fost cazul. Efectiv, sigur că da. S-a impus. Și am făcut contracte cu agenții economici din Târgu Ocna, au fost receptivi, au fost înțelegători, nu au fost probleme. Atunci când orașul este sectorizat, fiecare zonă va fi gestionată de un contract, de un operator, el știe ce are de făcut. Colegii noștri de la Departamentul de Situații de Urgență și cu cei de la trafic se preocupă de asta și atunci când apare fenomenul meteo cu zăpadă, ce necesită, știm ce avem de făcut și acționăm. Este adevărat că întâi se acționează și în zona centrală. Și aveți și sare suficientă, nu? Ca să fim în spirit de glumă. Sarea, să știți, chiar dacă suntem localitate cu sare în subsol, o cumpărăm ca orice alt agent economic. Și... Deci nu aveți niciun beneficiu aici, nici măcar de... Nu. O cumpărăm tot prin contract? Sigur că da. Sigur că da, pentru că până la urmă și el este agent economic și trebuie în să ziua facă de profit. Astăzi nu trebuie să facă profit, trebuie să asigure, să-și scoată costurile. Am înțeles. Nu știu eu cât profit face sau cât bine, nu face. Da, nu, era generic să facă profit, da. Știți? Adică e totul pe bani, nu discutăm sigur. Factură, ghitanță, da. Ordine bine, de plată. Au fost discuții, dar întotdeauna încercăm ca atunci când apare o cădere de zăpadă să fie fluidizată zona centrală, unitățile școlare, unitățile medicale, căi de acces către gară, autogară și după care venim și în zona de cartiere, în zona de străduțe, tot ce înseamnă alei, pietonale. Dar cu răbdare am trecut cu bine. Vom avea anul acesta ziua vânătorului de munte? Vom avea. Vom avea, ne pregătim, nu? Pentru ne pregătim noiembrie, și, probabil. Da, 1 sau 3 noiembrie, acum în funcție de cum finalizăm reușiți. Discuțiile. Vom avea fanfară, defilare, așa cum... Vom avea un eveniment frumos. Mă bucur că mi-ați închis așa subiectul. Aștept cu interes pentru că au mai nu fost... Nu dăm toate din casă acum. Așa. Avem alte două evenimente care se pregătesc. Și... Deci mai facem o scurtă recapitulare. Da. Da? În acest weekend avem călătorie între cer și pământ. Exact. Iubitorii sportului pe două roți, a spus dumneavoastră, sunt așteptați la Târgu Ocna. Târgocnenii cu buletin care pot dovedi treaba aceasta au reducere 50%. Adică să fim înțeleși, toată lumea este așteptată. După aia la Plăcinte înainte, un următor weekend pe 3, dacă nu mă înșel. De fapt nu e weekend, e... Nu e pe nu 3, e weekend, pe am 3, greșit. Pe 3 octombrie. Așa. Mergem în Târgu Ocna în jur de ora 10:30-11, hai 11:30 cu o oarecare indulgență, deși începe la 12 evenimentul. Deci vreți să prindeți Plăcintele aburinde. Așa, cu siguranță. Nu ne facem program în perioada următoare, Târgu Ocna ne face program. Suntem stațiune turistică de interes național. Așa este. Mulțumesc pentru prezență în emisiune și vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi.